Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de-a 62-a ediție Analizelor Economice, un proiect comun IDIS Viitor și Privesc Eu, unde puteți urmări toate emisiunea de astăzi și toate celelalte emisiuni. În primul rând vreau să vă felicit cu sărbătoarea Ziua Independenței, apoi cu ziua limba noastră, cea română. Deci suntem în ajun de sărbătoare și m-am gândit ce aș putea vorbi eu în această zi ca să fie interesant și să adia sărbătoare. Din multiple lucruri care mi s-a părut interesant, cred că unul ar fi cum trăim noi acum comparativ cu anul 1991 sau 90 sau 91, cred că cel mai bine, momentul în care Republica Moldova a devenit independentă. Pentru a răspunde la această întrebare, am luat un indicator care nu este cel de bază, dar care arată foarte mult, și anume salariul. Sau cum a evaluat salariul în timp, ce salariu avem noi acum, cât a fost salariul atunci, cât a fost atunci. Știu, spre exemplu, în anul 1993, pentru mulți tineri, cred că va părea ceva aproape de zâmbet, salariul mediu în Republica Moldova era 32 de lei. Evident, cu 32 de lei în 93, procuram mai multe bunuri rict în prezent. Atunci, spre exemplu, eu când aveam un bănuț în buzunare, asta ceva însemna, din simplu motiv, călătoria cu trenul până în orașul meu strășen costa exact 5 bănuți de la gara feroviară Visterniceni. Atunci, nu știu acum, că nici nu mai funcționează, cred că până în Strășeni exact 5 bănuți trebuia să plătesc eu în calitate de student. De aceea, bănuim și noi că 5 bănuți atunci costă mai mult decât acum. Pentru a răspunde la toate aceste întrebări, am făcut mai multe exerciții, dar să le luăm așa pe rând, pe rând, voi încerca să explic și cum am făcut anumite calcule. Vreau să vă spun că pentru anumite perioade istorice, provocările și că posibilitatea de a răspunde la întrebări este foarte grea. Eu am mai publicat salariul în Republica Moldova pentru o perioadă lungă. Vreau să vă spun că în prezent el s-a îmbunătățit, calculele mele la anul vor fi și mai buni și voi explica pe parcurs din ce cauză, deoarece găsesc date noi, găsesc cifre noi, găsesc argumente noi și de fiecare dată îmbunătățesc modelul. Da? Modelul. De, fiindcă vorbim și de limba noastră română, voi repeta pe clasicul nostru Ion Creangă. Dacă cineva știe mai bine, să șteargă, scrie deasupra, până ce alte cifre mai bune nu am găsit. Haideți să o luăm pe rând. În opinia mea, în estimările mele, în acest an, salariul în Republica Moldova va fi 10.400 de lei. Nominal. Brut. Salariul net sau ceea ce primesc oamenii la, în mână, scoțând toate impozite, noi plătim asigurări sociale, asigurări medicale, impozit pe venit, salariul va fi 8.800 de lei. Iarăși, medie pe economie. Anul trecut salariul a fost 8.980 de lei, cifrele puțin s-au modificat pe data de 24 august sau acum două zile în urmă, biroul de statistică a noit datele, deci le-a îmbunătățit ei asta practic de multe ori, deci ultima dată cifră corectă este 8.980 de lei. Dacă ne uităm atent, formal avem o creștere destul de importantă. Cei care ne ascultă acum spun, domnule Niț, da, avem mai multe hârtiuți în buzunar, dar avem anul acesta o inflație care n-a fost de mulți ani. Ultima dată am avut așa inflație în 98, de aceea nu mă interesează câți lei primesc eu. Puterea de cumpărare mea sau, într-adevăr, bunăstarea mea în acest an este mai bună sau mai rea. Deci prima cifră care am luat-o este care este salariul mediu. Al doilea lucru de ceea ce noi bănuim este că salariul este strict influențat de creșterea prețurilor. Deci pe mine mă interesează bunăstarea mea, s-a îmbunătățit în acest an sau s-a înrăutățit. Altfel spus, creșterea salarială ajunge din urmă creșterea prețurilor sau nu ajunge? În anii în care în Republica Moldova salariile cresc mai repede decât rata inflației, noi spunem că bunăstarea populației s-a îmbunătățit, deci oamenii trăiesc mai bine decât anul trecut, chiar dacă avem inflație, dar, spre exemplu, dacă inflația a fost 5%, dar salariul a crescut cu 15%, asta înseamnă că eu anul acesta oricum am venituri cu 10% mai mult, chiar dacă prețurile au crescut, dar eu câștig cu mult mai mulți bani. În anul în care salariul crește mai încet decât rata inflației, noi spunem că anul acesta oamenii o duc mai prost decât anul trecut. Eu am luat din anul 93, din ce cauză? În anul 93 deja practic s-au stabilizat căderea, deci noi atunci am ajuns la fundul gropii, cum spunem noi, deci atunci a fost cea mai mare scădere, în anul 90, 91-92, de acuși am să vorbim mai detaliat despre aceasta. În 93 noi am avut o scădere reală a salariului, deci în hârtiuță salariul creștea, dar în realitate din cauza inflației, noi am avut o scădere reală a salariului de 5,32%. În toată istoria noastră, noi am avut 6 ani,
când salariul sau venitul populației sau bunăstarea populației a scăzut comparativ cu anul precedent. Cel mai mult a crescut în 2001, 25%, deci oamenii într-un singur an au devenit cu 25% mai bogați decât anul precedent. Aceasta are explicația sa, acușător. Vom vorbi despre aceasta. Iar în acest an, ținând cont de creșterea nominală a salariului undeva în jur de 15%, să dea Domnul să fie mai mult, dar până ce nu vedem, în acest an vom asista la o majorare nominală mai mare decât anul trecut, mai mult datorită faptului că se majorează salariile, m-am uitat, și private, dar și statul majorează la cei care au salarii micuți. Deci la noi în acest an media crește mulțumită sau datorită celor cu salarii mici, la ei majorările sunt și de 20-25%, în unii cazuri chiar și mai mult. În mediu însă creșterea este destul de până și estimările sunt destul de rezervate, iar inflația cel mai probabil ne vom duce undeva în zona de 34%. Din acest motiv, în acest an, salariul real sau veniturile reale ale populației vor fi cu 13,6% mai mici decât au fost anul trecut. Anul trecut, după ce Biroul Național de Statistică a publicat acum datele înnoite, noi vedem că veniturile populației tot au scăzut comparativ cu anul 2020. De fapt, în 2020 noi am avut cel mai mare salariu de la independență încoace, iar acum avem 2 ani de zile de scădere a veniturilor reale ale populației. Deci, cea mai bună bunăstare de la independență încoace a fost în anul 2020. 2 ani de zile de scădere a bunăstării populației și lasă o amprentă puternică și nu trebuie să fiu eu cel care vă demonstrez lucrul acesta, că dumneavoastră știți. Ca să înțelegem mai bine, că nu toți se pricepe indicatori, 9%, 7%, domnule Niță, ce vorbești tu? De aceea, economiștii au așa un indicator, salariul comparativ cu un salariu de bază. De regulă, economiștii ce fac? Baza o iau în trecut și îți dau cum e astăzi comparativ cu 90. Ce a fost în 90? Nu toată lumea știe. Tinerii care acum ne urmăresc, în general, nu erau născuți atunci. Ce am să vă povestesc? N-am să vă povestesc că eu mergeam și cu 50 de bănuți, luam masa și încă îmi rămânea și restul. Deci nimeni nu crede că e posibil așa ceva. A fost, v-am spus, plăteam pentru transport 5 bănuți, pentru trenul care mă ducea până la Strășeni. Dar trecut naștem, dar noi putem face baza invers. Am luat ca bază anul 2022. Noi știm că salariul în acest an va fi cel mai probabil 10.400 de lei. Și atunci eu schimb baza invers. Deci toată lumea știe cum e anul 2022, toată lumea știe cum e salariul în acest an și atunci eu am recalculat salariul în trecut la valoarea leului de astăzi. Cât primeau oamenii în trecut dacă ar fi primit lei din ziua de astăzi. Și în felul acesta putem măsura bunăstarea. Dacă observați atent, în 2022 salariul este 10.400 de lei. În anul 2020, dumneavoastră, țineți minte, salariul în Republica Moldova era 7.940 de lei. Dar noi nu spunem cât era atunci. Leul de atunci avea valoare, acum avea alte valoare. La valoarea a leului din acest an, salariul în 2020 a ajuns la 12.127 de lei. Observați, este o creștere destul de puternică. Și după aceasta vedeți că, de fapt, salariul în acest an la noi s-a dus în urmă până în 2018. Deci noi, în acest an, căderea noastră, de fapt, ne taie 2 ani de creștere. Deci 2 ani am crescut, 2 ani am scăzut, știți că am povestea aceea, 2 ani, 2 pași înainte, 2 pași înapoi și în felul acesta am ajuns la anul 2018. Deci în acest an, salariul real sau puterea de cumpărare reală a populației va fi similară cu cea din 2018. Mai departe vedeți graficul, nu voi face interpretarea graficului, cred că nu se merită, că mi-am încă foarte multe grafici interesante. Ce vreau eu mai departe? Totuși, cum trăim noi acum comparativ cu ziua independenței? Trebuie să vă spun că n-am luat anul 91 și acum am să explic nici cauza. Am luat ca bază anul 90. De ce am luat anul 90? Din simplu motiv că în principiu este primul an când poporul sovietic, atunci când eram în Uniunea Sovietică, primul an când poporul sovietic oficial a fost anunțat că în țară este inflație. Până atunci, la noi știți cum spuneam, prețul era bătut pe șeun, deci prețul ani de zile nu schimbau, cu toate că și atunci era inflație și acum am să povestesc totuși ce era atunci, ca să înțelegeți că nu era atât de vesel cum ne pare de multe ori. Deci în anul 1990, pentru prima dată, poporul sovietic primește un șoc de creștere a prețului. Și am luat anul 1990 ca anul de bază. Deci în anul 1990 am luat salariul 100%. Dacă vă uitați atent,
Cea mai dramatică creștere, scădere a fost 91, reforma lui Pavlov, toată lumea o ține minte, când oamenii au rămas fără bani, 92 și 93, inflația aceea de 2800%. Ce înseamnă 2800%? Ceea ce anul trecut costa un leu, anul ăsta costă 28 de lei. Dacă voi credeți că acum suntem rău, eu am fost la prima mea profesoare, este o doamnă în vârstă și mi-a plăcut fraza ei care cred că merită de repetat. Am întrebat-o cum vă pregătiți de iarnă, cum va fi, și spune că va fi greu, dar nu va fi cum a fost. Deci ceea ce a fost 91, 92, 93, așa ceva noi n-am avut. Da, noi acum comparăm criza cu 98, da, dar atunci a fost totuși pur și simplu o dramă totală. În anul 93, salariul nostru era doar 14% din salariul din 90. Imaginați-vă că oamenii în 3 ani de zile au devenit de 7 ori mai săraci. Asta cum ar fi că dumneavoastră la salariul de anul trecut de 9.000 de lei, brusc să ajungeți la salariul de 1.500 de lei la ziua de astăzi? Cred că nu vă puteți imagina. Cred că nimeni nu-și poate imagina. Noi deja am uitat, știți cum a trecut timpul și am uitat. Dar eu acum mă uit în cifre și nu cred eu că așa ceva a fost. Deci salariul nostru real sau puterea noastră reală de cumpărare a scăzut de 7 ori în 3 ani de zile. Nu a fost niciodată așa ceva, nici într-o formă, niciodată în istoria noastră. După aceasta a urmat o perioadă cât de cât liniștită, apoi în anul 2020 puterea noastră de cumpărare a fost de 1,4 ori, salariul a fost de 1,4 ori mai mare decât în 90, iar acum este doar de 1,6 ori. Ați înțeles, anul s-a dus mai rău. Dar aici trebuie să aduc două nuanțe clare. În anul 90, toată populația Republicii Moldova trăia doar pe salariu. Alte venituri oamenii n-aveau. Au început după aceasta comerțul, întrebați părinții care plecau psihotare. Dar în principiu, oamenii trăiau doar de salariu. La ziua de astăzi, noi a crescut salariul de 1,9 ori, îmi cer scuze, el este 1,4 ori de față de 91. Și acum, eu m-am gândit, de față de 90, eu m-am gândit totuși, dar ce ar fi să comparăm salariul cu 91? Deci, momentul când am venit independență. Deci, salariul Republicii Moldova în anul 2020 a fost de 1,9 ori mai mare decât a fost în anul 91. Deci, oamenii primeau în valoare reală. Deci, oamenii în 2020 puteau cumpăra aproape de două ori mai multe bunuri pe un salariu decât îl puteau cumpăra în 91 în momentul independenței. În 2022, puțin s-a înrăutățit, dar este tot de 1,6 ori. Dar aici trebuie să introducem două elemente noi. În anul 90, oamenii trăiau doar pe salariu. În anul 2022, în prezent, oamenii plângă salariul care îl au, o parte din oameni câștigă banii din agricultură, de aceea veniturile reale ale populației sunt în principiu mai mari, că noi excludem oamenii care câștigă 18 miliarde de lei, câștigă din agricultură, de aceea la veniturile medii ale populației mai trebuie să adăugați 25%, că cei care cândva lucrau, noi acum ei câștigă banii în altă parte și noi nu îi calculăm pe dânșii. Al doilea, să nu uităm că avem rudele peste hotare care ne trimit banii acasă și să-mi adaug încă 40%. Din acest motiv, am putea spune următoarea concluzie. În anul 2020, populația Republicii Moldova, din salariu și alte venituri care le primeau ei de la rude și de prieteni, puteau să-și procure bunuri exact de 3 ori mai mult decât în anul independenței. Simplu spus, noi în 2020 am ajuns să trăim exact de 3 ori mai bine decât în anul independență, când totul sprăbușa și totul cădea. În acest an, datorită inflației, datorită creșterii prețurilor, datorită salariilor mai mici, datorită remitenților care vin, să nu uităm că ele vin în euro și euro, știți ce se întâmplă, real oamenii cumpără de 2,6 ori mai mult decât în 91. Dar, cum am spus, ceea ce ați văzut și în grafic, salariul pe 100 de ani. Este o provocare mare. Cifrele acestea care le voi le arăta, eu le-am mai arătat odată,
erau modificate. Acum am mai introdus câteva modificări și avem câteva provocări de bază. În primul rând, de la anul 1960 până în 1920 sau din 20 până în 60, datele sunt foarte și foarte necalitative. Estimările le fac în baza unor indicatori indirecți și ei vor trebui ajustați în viitor și ele datele se vor modifica, evident, pentru cei care vor ști mai multe, interesează. Dar în linii mari, acestea sunt cifrele. În Uniunea Sovietică, până în anul 75-80, lucrurile stau cât stau, cât de cât normal. După aceasta, inflația nu se declara, dar de fapt era creșterea de prețuri. Și erau trei fenomene pe care noi ne ajută să înțelegem totuși cum trăiau oamenii atunci. Salariile parcă creșteau, prețurile nu creșteau, dar oamenii nu aveau nimic acasă. Și dumneavoastră puteți găsi, eu le-am găsit, sunt de fapt trei cifre diferite. Prețurile magazinelor, într-adevăr, nu prea creșteau. Tot erau inflații micuți, dar una, așa, 1% pe an, jumătate de procent pe an. Ai, unde e asta? Ce-ți vorbim noi? Însă avem altceva. Erau atunci magazinele cu operații de consum. Și vedem că acolo prețurile creșteau cu mult mai repede. Oficial, în statistica sovietică, erau astfel de date. Și doi, mai avem prețurile agricole, unde prețurile creșteau și mai mult, cu 5% și cu 7% pe an. Și atunci, de fapt, ajungem la o concluzie. Formal, în magazine, prețurile nu creșteau, dar omul se ducea la magazin și vrea să cumpere carne. Țin minte, eram micuț și mama mă trimitea, dacă nu mă greșesc, un kilogram de carne de porc. Acum, ca să mă aduc aminte, era o rublă și 88, dacă nu mă înșel, te duceai, dar ea nu era. Și atunci era un magazin lângă casă unde trebuia să fie carne cu rublu 88 și nu era. Și mă duceam la alt magazin unde se vedea carnea de la cooperația de consum, dar era vreo 4 ruble 60, dacă nu mă înșal. Deci, dacă vedeți, erau două tipuri de viață. Era carnea ieftină, care nu prea era, și era carnea obișnuită, care era un preț cu mult mai mare. Iar după anul 85, mai apare încă un fenomen care economiștii alumesc inflația ascunsă. Ce înseamnă lucrul acesta? De fapt, este lipsa de bunuri. Toate puse cap în cap, obținem următoarea rezultat. Cel mai bun salariu care l-au avut cetățenii din Republica Moldova a fost în anul 1982, când la zi, comparabil cu ziua de astăzi, oamenii au primit un salariu de circa 9.200 de lei. Deci în anul 1982, oamenii aveau un salariu mediu de 9.200 de lei în ziua de astăzi și puteau procura bunurile respective. Clar că nu s-a spus, domnule, dar cum compari astăzi cu 30 de ani în urmă? Nu erau telefoane, mobile, nu erau foarte multe lucruri. Într-adevăr, să compari anul 22 cu 82 este foarte greu, 40 de ani. Dar să compari anul 22 cu 21 e posibil. Pe urmă, 21 cu 20 e posibil. Și eu compar cu pași micuți și în felul acesta, cu microcomparații, eu fac această șir lung de ani. Cel mai bun salariu din toată istoria a fost în 2020, 12.127 de lei la ziua de astăzi și anul acesta cel mai probabil 10.400. Care a fost creșterea bunăstării populației pe toată perioada de, am luat-o din 50 de 70 de ani? În mediu, venitul populației în perioada sovietică, dacă vă uitați, creștea cu 3-4% anual. Deci, bunăstarea populației a crescut undeva cu 3-4% anual. În ultima etapă a Uniunii Sovietice, în 86-90, bunăstarea populației scădea cam cu 1% anual. Oamenii nu simțeau, dar în fiecare an ei erau un disconfort. Ba, marfa nu era, nu găseai, lipsea, prețurile mai mari doar de la piață puteai cumpăra și, de fapt, bunăstarea scădea. Șocul adevărat a fost 91-95, când în fiecare an populația era cu 25% mai săracă decât anul trecut. Deci anul ăsta mai sărac anul trecut. Deci în 5 ani de zile ați văzut, de fapt a fost 3 ani de zile cel mai mult șoc. Apoi am avut o creștere practic ignorabilă 96-2000, șocul din 98-99, știți foarte bine, oamenii au plecat pe psihotare. Și cea mai mare creștere salarială din istoria noastră a fost 2001-2005, 15% anual, în fiecare an, timp de 5 ani de zile, 15% în mediu. De ce a fost 2001-2005? Sunt doi factori. În primul rând, sărăcie extremă în care eram noi baza și doi, oamenii au plecat peste hotare, au început strimată banii acasă și s-a pornit economia legată de economia de consum. Dacă observați, în acești doi ani, 21-22, avem o scădere medie a venitului populației cu 7,4% anual. De fapt, noi am avut în 86-90 o scădere a venitului reale populației, 91-95,
Și acum, dar sper că următorii ani vor corecta această scădere din 2021-2022 până în 2025, sper că vom îndrepta cifrele. Dar, cum am spus, salariu mediu. Aș vrea încă să mai arăt două grafice și cu asta să finalizez. Când vorbim de salariu mediu, foarte multă lume care ne ascultă spun, domnule, înțelegeți la salariu de 10.000 de lei. Cine în Republica Moldova are 10.000 de lei? Și de ce am considerat că este etic și corect de fiecare dată când vorbesc de salariu mediu în Republica Moldova să dau două extreme. Poate vreodată când vom avea o temă specială doar pe salariul la ziua de astăzi, voi arăta un grafic mai complex. Dar acum vorbesc de două extreme. În prima extremă sunt 10% din cei mai proști salariați. În Republica Moldova noi avem 600.000 de salariați cu normă de plină. În realitate lucrează mai mulți oameni, dar nu au normă de plină. Muncă de plină, 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, avem 600.000 de salariați. 10% din ei, sau 60.000 de ei, în acest an vor avea un salariu mediu de 3.700 de lei. Deci cel mai prost plătit salariat în Republica Moldova astăzi primesc 3.700 de lei pe lună. Cel mai bine plătit 10% din salariați, sau 10% din salariați, 60.000 de persoane, au un salariu mediu de 29.100 de lei. Asta, de fapt, este Republica Moldova. Nu este corect să iei salariu mediu. Trebuie să iei salariu pe extreme. Cât primesc 10% cel mai bine plătit și cât primesc 10% cel mai prost plătit. Când cineva mă întreabă, domnul Ioniță, oamenii n-au cum trăi. Uitați-vă, oamenii o duc foarte greu. Dar de ce oamenii își cumpără mașini? De unde au ei bani pentru mașini? De unde au bani pentru apartamente? Eu la toți le explic. Oameni buni. În Republica Moldova, ca și în alte țări, există două Moldove. Există o Moldova oamenilor săraci, care nu știu cum să supraviețească, și există o Moldova oamenilor mai bogați, ca să nu spun chiar bogați, care au, într-adevăr, aici eu nu vorbesc de oamenii de afaceri care câștigă sume mari, eu vorbesc de salariați. Deci noi în Moldova avem 60.000 de salariați, bănuiți că mare majoritate din ei locuiesc în municipiul Chișinău, care lunar primesc 29.000 de lei pe lună. Și acești oameni își pot permite luxul să meargă și la odihnă, își pot permite să gândească la procurarea un apartament. Dacă în familie sunt doi care lucrează, atunci salariul familiei este undeva 60.000 de lei pe lună. Deci cu astfel de salariu, chiar și în Republica Moldova, poți supraviețui fără ca să ai mari probleme. Și ultimul, vreau să comparăm cu stânga Nistrului. Cât câștigăm noi comparativ cu stânga Nistrului? Dacă vă uitați atent, din anul 96 până în anul 2012, salariul din Republica Moldova era mai mult sau mai puțin egal cu salariul din stânga Nistrului. Aici vedeți salariul în lei. Salariul din stânga Nistrului l-am luat și l-am convertit prin cursul valutar, prin dolar. Au fost două excepții. 98-99, atunci când noi am intrat în criză, salariul în Republica Moldova practic nu a crescut, în stânga Nistrului l-au crescut, ei atunci aveau salarii de 20 ceva mai mari ca la noi, dar minunea nu ține mult, până la urmă nu sunt mai frumoși ei ca noi, în anul 2000 deja salariul la ei era ca la noi. A fost perioada 2012-2016, despre aceasta am mai vorbit de multe ori, când în stânga Nistrului au menținut artificial cursul valutar, asta cu nimic bun nu se întâmplă. După aceasta nu l-au mai putut ține, aveau probleme economice, au fost nevoiți de precieză valuta, a scăzut brusc exportul, a scăzut salariul, chiar a scăzut. Și începând cu anul 2017, salariul din stânga Nistrului deja este mai mic decât în Republica Moldova. Dacă în 2016 salariul din stânga Nistrului era destul, cu mult mai mare ca în Moldova, în acest an salariul Moldova deja este cu 60% mai mare decât în stânga Nistrului. Aici doar trebuie să dau o mică nuanță, că nominal, și asta trebuie să o spun, da, într-adevăr, dacă luați după cursul valutar, în Republica Moldova în acest an salariul va fi 10.400 de lei, iar în stânga Nistrului va fi 6.400 de lei. Însă este o nuanță. Totuși în stânga Nistrului există foarte multe produse care sunt la un preț cu mult mai micuț decât în Republica Moldova. Și atunci puterea de cumpărare a leului în stânga Nistrului este mai mare decât în dreapta Nistrului. Ce vreau să spun cu aceasta? Că dumneavoastră dacă luați 100 de lei din Republica Moldova și vă duceți acolo și schimbați la schimbul valutar și vă dă rubli de-a lor, voi veți procura mai multe bunuri decât ați procura în Moldova. Din acest motiv, real salariu, nominal salariu în stânga Nistrului este cu 60, Moldova este cu 60% pe dreapta Nistrului, mai mari decât în stânga Nistrului, însă ținând cont că acolo totuși sunt anumite bunuri mai ieftine, în realitate
în prezent, salariul în Republica Moldova, comparativ cu stânga Nistria, este undeva cu vreo 30% mai mare. Deci asta a fost ceea ce am vrut să vă spun. Concluzia de bază este foarte simplă. Independența noastră, care am obținut-o în 1991, am obținut-o în momentul destrămării și prăbușirii sistemului sovietic. Noi am devenit săraci nu din cauza că am devenit independenți, dar noi mai degrabă am devenit independenți pe ruinile unui stat falimentat și distrus. Distrugerea sistemului, care de fapt nu avea nicio șansă de supraviețuire, s-a manifestat prin faptul că bunăstarea populației timp de 3 ani de zile a scăzut de 7 ori. În 3 ani de zile noi am devenit de 7 ori mai săraci. Și în 30 de ani, 31 de ani în acesta în Serbăm, cetățenii Republicii Moldova au un salariu de 1,6 ori mai mare astăzi decât a fost în 91, dar ținând cont și de alte venituri care le avem noi, în prezent cetățenii Republicii Moldova pot procura de 2,6 ori mai multe bunuri decât puteau procura în anul 91, în momentul obținerii independenței. Sper foarte mult că această criză, care a început în 2020, continuat 2021, 2022, va avea o finalitate cel târziu la anul viitor și noi următorii 3 ani de zile vom reuși să recuperăm toată această cădere de bunăstare, iar spre anul 2026, atunci când vom serba 35 de ani de la independență, cetățenii Republicii Moldova să aibă bunăstare cel puțin de 3,5 ori mai bună decât a fost în anul 1991. Vă mulțumesc și până data viitoare!